Bună, guys! Bine ați venit... Vine să plâng. Vine să plâng, mai pot să zic, efectiv. Bună, guys! Bine ați venit... Da. Nu-mi la simți! Băi, stă mai aici jumătate oră, ca să zic eu un intro. Ce aveți? Bună, guys! Bine ați venit pe canalul Azumi. Astăzi vom face seria noastră de 5M. Am rugămintea să dați acolo share la YouTube-ul nostru, să dați de veste că Zumi face 10K imediat, așa că să ne strângem cât mai repede, pentru că o să începem să facem ceva super mișto. O să fie un eveniment împreună cu voi abonații și o să puteți câștiga niște produse pentru setup-ul vostru de gaming. Cam asta v-am să vă anunț. Acum o să vă las pur și simplu cu roleplay-ul nostru minunat. Deci cam asta este de spus. În momentul de față ne-am dus puțin în baie pentru că Carmina încă doarme, ca să știți. Și am luat câteva haine de la ea. Deci sper că nu se supără. Are niște haine destul de interesante. Adică are o cămașă destul de lăborțată, dar nu contează, adică avem ce arăta. Adică, bine, și are, dar da, avem forme, ea are forme, toată lumea e fericită, suntem bine, guys. Problema este în felul următor, că eu nu știu ce să fac în casa lor, pentru că noi în momentul de față suntem în casa lui Nico, iar Nico cumva și-a cerut scuze față de noi pentru ceea ce a făcut, dar că problema este că a mai zis o chestie în legătură cu mama mea. Și nu știu dacă mai țineți minte, dar a zis că mama mea nu este mama mea. Dar eu nu mi-aduc aminte să fi fost adoptată sau că mama mea a fost adusă din cuca măcăi împreună cu tata, deci chiar nu înțeleg. Și nici nu știu ce să fac în legătură cu asta, pentru că nu prea vreau să-l sun acum pe tata. Deci, momentan vreau să mai stăm încă prin preajma lui Nico, cu un risc, pentru că eu sunt momentul de față 50-50, ca să zic așa. Jumate sunt, vreau să aflu mai multe, jumate mi-e frică, dar parcă nu-mi ies nici frică. Că Carmina a stat cu mine, Carmina a vrut să mă salveze, până la urmă s-a pus la genunchi în fața mea, mi-a zis că, îmi pare rău. Și na, mă chiar nu știu ce să facem. Unde credeți că a pus telefonul meu Nico? Că gen Nico mi-a luat telefonul atunci. La el în birou, ok. Mai nu știu unde este exact biroul, dar hai că ne riscăm. Stai așa să văd ce e în camera asta. A, aici e dressing-ul, ok. Sper să nu trezim pe Carmina, stai așa. Am găsit biroul. Mamă, cum ar fi să intre acum cineva? Băi, eu nu găsesc nimic aici. Nu e în birou telefonul. Stați așa că am văzut ceva. Să întrebăm pe ei, să ne întrebăm pe ei, să intre pe ăștia. Ah, ce dimineață frumoasă. Da, bună dimineața. Să mă duc și eu până jos să-mi iau un pahar cu apă. Da, ce faci? Mă duc să iau apă. Da? Da. Hai că venim cu tine dacă tot. Am. Știi că aș bea și un pahar cu apă. Și cum vă este dimineața? Perfectă. Da, și unde e apa? La chiuvetă. La chiuvetă, ok. Aveți robinet, ceva, apă potabilă? Da. Deci aici, da? Vine din munți, da, de acolo, din râu de jos. Am înțeles. Da, apă. Da, e foarte, apă rece, da. Da, bună apă, noi, da. Unde e domnul Nico? Este plecat. Nu este acasă. De ce nu este acasă? Are treabă. Are niște treabă. Nu ne-a povestit mai mult, a spus doar că are treabă și că este plecat. Și știți cumva ceva de telefonul meu? Da, e la mine sus. Vrei să ți-l aduc? Poți să mi-l aduci? Da, pot să ți-l aduc, dar ai nu prea multe telefoane și dacă sun la poliție, știi că nu mai scapi. Promit pe tot ce am, chiar dacă nu mai am, că nu sun la poliție. Vreau doar să sun pe tata. Bine, hai că ți-l aduc. Da, bravo. Stai aici. Deci nu știți nimic legat de Nico, nu? Nu. Dar tu ce faci cu mâna aia, cu degetul ăla? Ce fac? Nu știu, te tot uiți în stânga, dreapta. Nu, te uiți la... Acum arăți cu degetul la buricul meu. Mai bine. Tot la buricul meu arăți. Ia de aici, mă. Așa. Mersi mult. Deci poți să vorbesc cu tata, da? Da. Bine. E ok dacă...
Ce? Da, e tot un deci minunat. Mă duc până, până afară, ok? Nu, nu fac nimic, promit că doar stau și vorbesc cu tata. Vezi acum cum urmăresc. Hai să să-l sunăm pe tata să vedem ce facem și dacă știi ce a legat de tanța sau de decod. Păi tata... Dacă ar ști, răspunde. Alo? Tata? Da? Ce faci? La serviciu, cu o colegă aici, dăm niște amenzi. Cu parcat ăștia neregulamental. Ah, am înțeles, am înțeles. Deci ești la muncă, da? Ți-a spus că am intrat? Nu mi-ai spus. Dar dacă îmi faci... Fii astăzi am intrat. Ah, și acum deja te-au pus la muncă? Am înțeles, am înțeles. Tu ce faci? Eu mă pute păsă bine, să acasă, am niște, da, să acasă. De ce? Că într-o jumătate oră vii și eu, că termin munca și mergi la acasă. Ah, păi stai puțin, că nu, stai, ai cheile de la casă? Păi nu le-ați lăsat sub cofor? Sub, păi nu, că cheia ok este la tanța și ok este la mine și ideea este că eu în câteva minute trebuie să mă duc să iau ceva de la mall. A, păi atunci mă sun tu când ești la mall ca să, atunci mai stai și eu un pic la muncă. Da, te sun eu. No, bun. Bine, hai te pup, pa, pa. Nevoie de bani? Ce? Dacă am nevoie de bani, dăm prin Revolut. Mm-hmm. Ok. Chiar aș avea nevoie de niște bani. Ok, hai că-ți dau Revolut. Bine, muncă plăcută. Și te pup. Deci în jumătate de oră ai zis că trebuie să fii acasă, da? Da, nu știu, mă sun tu când termin și vin atunci. Că dacă nu, într-o jumătate de oră mă stau până termin. Am înțeles. Ok, bine, hai că mă duc și eu, mă grăbesc până la mall și vin înapoi acasă. Taxi plăcută. Hai, mersi, pa, pa. Pa. Da, gata? Da! Ai de gând să ții telefonul sau mi-l dai înapoi? Aș putea să-l țin? Să-l țină? Hai, mă, să-i lăsăm la zi. Adică până la urmă cred că voi o să stați pe lângă mine, nu? Da. Am înțeles. Avem o mică mare problemă, dar mai bine mă duc să vorbesc cu Carmina. Da, ce problemă? Vorbesc cu Carmina, lasă. Dar mulțumesc pentru telefon. Apreciez. Vai de capul meu. Deci noi trebuie să ne grăbim. Ce-ai zis? Ai zis ceva? Carmina? Da. Ești trează? Poți să te trezești, că am ceva să vă discut cu tine. Auzi, am o rugăminte. Știi ce v-a legat de Nico? Nu. Nu. Poți să vorbești, te rog frumos, mai tare, te rog eu mult, că... Așa, mai... Vrei să-ți aduc un pahar cu apă să ți se facă vocea mai frumoasă? No, e bine. M-auzi acum mai ok? E mai ok decât înainte, deci înseamnă că te-ai mai trezit, corect? Da. Ideea e... Habar n-am. Nu știu nimic, Andrei, nu? Avem o mică mare problemă, că eu l-am sunat pe tata să văd ce face, că voiam să văd ce face, îți dai seama. Problema e în felul următor, că tata vrea să se întoarcă acasă. În jumătate de oră. Și gen, nu acasă la noi, gen casa care a fost luată de Nico. Gen, noi am stat după... Am stat în altă casă, știi? A fost ceva în apartament, a unor pescari, bla bla bla, poveste lungă. Ideea e că el o să trebuiască să se întoarcă în jumătate de oră și trebuie să facem cumva să pară că gen sunt acolo, pentru că după e o mică mare problemă, că gen e polițist și tot așa. Putem să luăm mașinile și să mergem. Păi, cum adică să mergem? Noi o să ne ascundem și tu o să mergi ca și cum nu s-ar întâmpla nimic.
Păi atunci mi se pare destul de ok, doar că ideea este că trebuie să fim rapizi și ți-am cam luat o haină, sper că nu te deranjează. A, nu, stai liniștită. Nu știu, ideea este că hainele astea mi se par prea elegante, văd că sunt de ceva destul de scumpe și tata mi-a dat pe Revolut cam 90 de lei, deci nu pot să zic că mi-am cumpărat niște haine destul de ok, știi ce zic? Deci putem trece până la un magazin de haine ca să pot să-mi iau și eu niște haine repede, ca să nu par ceva... Sigur, sigur, Ok, rămâi așa îmbrăcată? sigur. Da, eu rămân așa. Ok, bine, hai să mergem atunci. Nu poți să dai niciun telefon lui Nico să vezi ce face, cum este și toate astea? Uite, David. David? Hai, David. Da, eu sunt. Vă speria, spuneam apa la Flori. Da, nu ne-am speriat, stai chill. Gen, întreba Carmina Să-i dacă... dai un telefon lui Nico. Dau eu un telefon lui Nico? Da. Bine, mă duc afară să dau telefonul, bine? Ok. Da. Dar nu putem da telefonul când suntem și noi în mașină? Păi, pa, putem, ca să auziți și voi, dacă e. Sau Da. vă zic după ce zice. Ok. Păi atunci mergem? Dar unde trebuie să mergem? Până la magazinul de haine. Da, ce? Nu-ți place cum te-ai Deschide. îmbrăcat sau ce? Îmi trebuie pentru că vrem să facem ceva cosplay, corect? Da. Exact. Și trebuie să mergem să ne îmbrăcăm. A, am înțeles. Deci putem să grăbim pasul că vreau să Haideți. facem ceva video cosplay de alea. Vrăjală. Nu e Tu adevărat. conduci tu sau conduc eu? Conduc eu. Cheamă Miguelito din de curiozitate. Da. În timpul liber. Ea se simte în mai multe poziții. Cu ce Ok. mașină mergem dacă tot conduci tu? Dar chiar în legătură cu tanța? Tanța, eu am fost cu tine, colegul Miguelito și cu încă un coleg au fost cu ea, parcă. Care tanța? Scuze că te întreb. Fata Fata blondă? aia A, blondă. blonda. Da. Păi, eu știi că am plecat atunci cu un coleg de-al meu, ne-am dus Da, când și... i-ai spus că are pistolul în gură. Da. Da. Ne-am dus la club, știi, am stat-o la club, a rămas cu ăsta, cu colegul meu, eu după aia am plecat. După aia nu știu ce s-a mai întâmplat. Păi din câte am înțeles, eram gen în mașină și la un moment dat zice Nicola telefon că bă, duceți-vă și luați-o pe tanța, că e luată de dicot. Da, dar mai era o problemă pe lângă asta. Adică... Colegul ăla care a plecat eu cu el era cam o leacă, știi? Cam beat așa puțin. Păi și ai crezi că asta este o... Păi eu cred că e o problemă. Îmi pare rău, colega. Ma. Doamne, păzește-mă. Carmina, eu zic să-i dai o mare pumn în gură. Acum. Dă-i. Dă-i. Du-te după el. Ce Dă-i. violență în familie. Nu. Dă-i. Dă-i. Să aruncă după casă. Stai că mi-a dat ochelarii jos ca să nu mi-i Spider-Man. dea jos ea. Hai, dă-mi un pumn. Dă-i. Un pumn. Dă-i. Stânga sau cu dreapta? Cu Cu mijlocul. ambele. Ma. Acum stai să mă curând, stai și ochelarii de Bravo, Carmina, asta v-am să văd, asta v-am să văd. Păi da, mă, dar gen, dacă ăla era beat, nu era și o mai mare problemă? Dacă, spre exemplu, venea dihotul? Ba da. Păi și nu vrei să-l suni? Ba, mă duc acum să-l sun. Hai, du-te și sună și anunță-ne și pe noi, că și eu curioasă ce mai faci, iubirea mea. Iubirea ta, iau. Eu sunt... Fosta mea iubită a ajuns iubirea ta, Suntem prietene bune, da. Da, deci putem să mergem, vă rog frumos? bine, cu care mașină? Cu mașina asta? Păi nu știu, voi știți, eu n-am de unde să știu. Ia zi, Hai că vă duc șefa. asta. Hai. Cum Hai, conduc eu, vreți că să vă făiete zic, la mai volan cam greu pocolite așa. sau mai așa pe direct? Mai pe direcție. Nu prea răspunde. Tot te-și caută unde l-ai lăsat sau... L-ai lăsat? Cine să-l lase? Că-i femeie. Nu, Păi, pe dacă colegul era meu. prietenul, dacă era colegul cu ea... Hai că eu am plecat să-l caut. Mă duc, ne auzim. Na, mi se pare foarte corect. Deci mi se pare că, nu știu, deci sunteți mafioți și ați putut să mă urmăriți și să-mi faceți toate tamtamurile, dar să țineți pe unul care e beat în frâu, nu puteți. Da, eu nu știam că e beat. Eu cu Nico eram aici cu Luca.
tine eram atunci. Ăștia doi nu știu. Mă simt destul de ciudat cu ei, să fiu sinceră. Nici nu știu, adică ăsta, Nico... Am uitat să-l sun pe Nico, stați așa. Nico zicea că, bă, ne spune mai multe legat de mama și... toate astea și la un moment dat, acum dispare într-o dată și nici măcar ăștia nu știu ce se întâmplă cu el. Îl sună acum pe Nico sau mai târziu când ajungem la destinație? Nu știu, tu știi, dar hai să ajungem mai repede, că trebuie să ne grăbim, vrem să facem, vrem să ne jucăm de-a Barbie și braț. Cine sunt aia? Sunt niște păpuși din copilărie. A, eu n-am avut păpuși. Păi, pentru că ești băiat. Uite, bine și eu pe aici cu domnișoara Zumi și cu... Carmina, tu pe unde ești? Ai rezolvat treaba? Uite-mă pe ecranul lui, da. Și da, tu pe unde ești? Dar ce faci, mă, în Budapesta? Și pe mine nu m-ai luat, a? A, cu treaba. No, bine, mă, bine. Rezolvă-ți treaba și te așteptăm acasă. Bine, pa, pa. Ai vorbit? Da, e în Budapesta, om. Ba, te are și el treaba. Ia, uite, ți-am ajuns și la destinație. Mă dor neuronii. Gata, șef, m-am dat jos. Hai să așteptăm afară. Bau. Altceva, măi, altceva. Bine, ar fi mai trebuit ceva neg, nu știu, să fiu eu neagră. Dar, în schimb, mi se pare că are destul de bine. Dar nu se potrivește albă. Nu știu ce să zic, parcă mă duce așa un gând să mă duc la solar, să mă fac mai negresă, părerea mea. Acum să-mi spuneți voi ce părere aveți. Gata, putem merge. Gata? Da. Mamă, dar parcă mergeați la, nu știu ce, eveniment. Păi nu mergem la eveniment, păi da, nici nu, că suntem brați și ăsta, Powerpuff, cum se numește, nu Powerpuff, ăsta... Da, suntem, e un eveniment, fetițele Powerpuff. A, și fetița, tu ești fetița Powerpuff care ești? Că eu știu doar trei culori și negru nu există pe ele. Nu, braț, sunt braț. Da, și mână unde? Ce braț, ce? Păi ai zis că ești braț. Păi sunt, păi nu, braț, așa se numește. A, păi se numește și Carmina e mână sau ce? Ea e Barbie. Puneți acolo, din spate, că aveți... Stai că acum îți spun. Uite, mergem acolo. Acolo este evenimentul, doar că ea o să trebuiască să se ducă la un eveniment separat de mine. E, cum facem? Și te lăsăm singură sau cum? Nu vreți voi să-mi ziceți mai bine despre ce e vorba ca să nu mă enervez? Dar nu vrei să ne spui și nouă ce se întâmplă pe bordul mașinii tale? Cum adică? Ce se întâmplă? Păi așa, o femeie care dă din buci. Pe bord? Pe bord, pe aia de spate, pe care bipăie, nu știu. Nu știu, nu-i mașina mea. Păi da, cui? Păi e al lui șeful, mama mea. Aaa, da, ok. Eu parcă ultima oară când am mers cu mașina lui, nu era asta, era alta. Da, el are mai multe, crezi că are numai una. A, am înțeles și... El are mai multe, dar oamenii lui merg cu ea. Păi da, pentru că... Practic le avem toți, dar el... Am înțeles, și-s două variante. Am înțeles, și-s două variante. Ori el, ori voi. Da. Mhm, ok. De ce ești rea? Așa-s eu. Las, că te îmblânzesc. Cred că am plecat în mașină cu cineva care nu trebuia. Ia ziceți, domnișoara Zumi, dacă toți sunteți în mașină, ne-ar sta bine? Cu ce? Cu ochelari? Nu. Cu pantaloni? Cu Carmina. Ce? Să mergeți unde? Dacă ne-ar sta bine, nu să mergem undeva. Unde să vă stea bine? Împreună. În pantaloni. Să aveți pantaloni... Same pantaloni. Nu, mamă, nu știu. Nu cred, adică puteți să vă îmbrăcați meci, dar așa nu știu ce să zic. Uite, hai să-ți explic unde trebuie să te duci. Că Carmina mi-a zis că are nevoie să se ducă la show-ul de Barbie, care este mai în față. Eu am înțeles. Mai pe plajă. Da, ea are pe plajă, iar eu am treabă aici. Și în cam cât timp să ne întoarcem, stați așa. Dați numărul vostru de telefon atunci.
Acum asta așa. Îl scrii? Da, 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 îl scriu. 0789. Atât? Atât, atât, că astea numere mai noi. Am înțeles, bine. Mersi, hai că te sun eu. Să mă suni, că dacă nu... Promit pe ce vrei tu. Nu-i treabă, n-ai nicio treabă. Bună, te sun. Băi, mai mare plictiseală n-am văzut în viață, în viața mea. Să-ți așa, am cheile aici, în geantă. Mamă. Avem o mică mare problemă. Ușa e deschisă. Stai așa. Stai așa că era ușa deschisă aici. Care ești? Care ești? Care ești? Ce-ai, tanti? Care ești? Ce cauți aici în casa mea? Păi e casa mea. Păi e casa mea, cum adică e casa ta? Nu, e casa mea. No, 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 asta e casa mea, eu am cheile. Da, uite, e casa mea, păi... Dar eu am cheile aici, cum adică? Uite cheile pe masă, să moară. Uite cheile pe masă, uite pe masă. Stai cu mâinile sus, că-ți dau două bupănaci acum. Dar ce cauți în casa mea, te întreb și eu, așa. Dar e casa mea, am eu cheile. Mi-a făcut copie. Vrei să-ți arăt actele? Da, arată-le. O, nebună, că poate n-ai în cap. Nu dau. Dacă mi le arăți. Op! Te-am păcălit. Op! Te-am păcălit. Ai arăt actele? Uite, na. Ia să văd. Și sigură că n-ai scăpat de la nebuni. Stai mă să văd actele. Na, ia și uită-te, ia-le. Te cheamă pe ștică? Da, păi sunt verii mei, tot neamul meu de verii au fost pescari. Mersi foarte mult, Cenezat. Sunt pescari care mi-au lăsat casa. Mersi foarte mult pentru 30. Așa, în grijă. Tu ce cauți aici? Păi eu... Stai, deci ai zis ce? Că pescarii sunt verișorii tăi? Da. Îi cunoști? Da. De unde? Păi... E o poveste lungă. Stai că nu mai înțeleg nimic. E o poveste lungă, dar-i cunosc și eu. Dar cum de-a venit? Am lipsit și eu două zile și acum ești tu în casa asta? Păi da, păi verii mei au plecat și au zis că să pot să mi-au lăsat mie aici acasă, mi-au să-mi atactele tot, să rămân eu să am grijă aici, mi-au lăsat mie casa. Na. Tu de unde-i cunoști? Cum ai ajuns? Cunoști și cum ai ajuns la mine în casă, în primul rând? Cu cheile. De unde chei? A, și vezi că ai lăsat ușa deschisă. A, da. Păi eu nu știu că vin nebuni peste mine în casă. Nebune, mă rog. Ce-ai zis? Eu nu știu că vin domnișoare așa drăguțe peste mine în casă. Așa zice așa. Păi, în primul rând am și eu cheia. Uite, îți arăt acum cheia. Uite-mă cheia, uite-o. Uite-o. Ia aici. Vezi? Nu mai e. A, da? Vezi că eu am bătut aici. Alo? Alo? Unde-s cheile? Le-ai aruncat sau stai aici pe balcon? Zi acum! Zi acum! Zi! Zi! Unde-s cheile? Le-ai aruncat? Pe balcon. Stai acolo. Cum îți vine, mă? Păi, deci și eu îți arăt cheile ca după tu să le arunci? Păi, ce cauți tu cu cheile de la casa? Păi, dacă ți-am spus că-ți cunosc verii? Păi, ce mă interesează pe mine? Ia, vrei să dau iar bumbănac în cap? Nu, nu, că... Ia, ia acolo paracetamol până-mi iau cheile. Auzi la el. Auzi la el, căpă. Doamne, păzește-mă. Păi da, tu ce ai țerut-o? Mi-arunci tu mie cheile așa ca și cum... Oh,
Doamne, păzește-mă. Da, și spui că tu locuiești aici, de fapt? Alo, Croșii? Alo? Gigel? Da, dar nu pot să-mi iau astea. Aia ele, lași pe jos. Da, da, da. Da, eu locuiesc aici, este casa mea, proprietate privată. Da, ți s-au umflat ochii de la bâtă sau ți s-a întâmplat de ochii roșii? Nu, am fost și am înotat puțin și am stat cu ochii deschis sub apă. Și acum ai ochi roșii? Da. Bine, am și fumat ceva, că niște iarbă uscată de pe jos. A zis tata că era băi bună pentru stomac. Ia de jos, spălăria. De ce? De aia. Ia, poftim. Bă, tu măcar mă vezi? Din păcate, da. Da, te văd. Cum? Nu, că te văd, te văd perfect. Lumina ochilor mei se moară. Te văd perfect, jur. Da, mă. Frumoasă sunt în domnișoară. Cu cine se mănânce așa drăguță? Cu Iliana, cu Suzeana. Cu Iulia Albu, mai degrabă. Iulia Albu. Nu știu, mă, frate, care e treaba, dar dacă ai zis că ești văr, eu te înțeleg, dar trebuie și tu să mai înțelegi cam cheile astea. Păi dacă vrei, îți zic... Dacă vrei... Păi da, mă, dar gen, nu poți să le păstrezi așa, e o mică mare problemă aici. Că... Care? Gen, hai că-ți povestesc, dar pe scurt, nu zic totul, da? Ok. Deci, verii tăi, pescarii ăia, da? M-am întâlnit cu ei că am avut eu o problemă cu mafioții, bla bla bla, am fost ascunsă, mi-a dat ei să stau aici o perioadă pentru că casa mea este luată de mafioți, trebuie să rezolv problema asta și acum stau, ca să zic așa, din mila Domnului cu ei. Și să înțeleg că ce vrei, să mai stai aici? Da. Doar cu mine în pat? Da, nu. Atunci nu te las. A, da? Mai vrei bătișoară? Poți să stai. Ia, vină cu mine, hai. Nu că poți să stai. Vină cu a. Vină cu a, ți-am zis. Deci avem trei variante din câte am văzut. Voi n-aveți toaletă, nu știu pe unde vă pișați. Da, tu doamni baie. A, da? Păi, unde... După ce ești în casa mea și trebuie să stai aici, mai faci și pretenții? Nu putem să folosim asta, gata. Totuși, nu pot dormi în patul meu, că în patul ăla e patul. Da, eu am dormit prima oară în patul ăsta. Eu te întreb altceva. Ce? Pe numele cui e casa? Tu poți dormi lângă pat, dacă vrei. 3. Gata, nu. 2. Dormi tu în pat, dormi eu pe canapea. 1. Fii atent. Avem... facem așa o chestie, da? Tatăl meu trebuie să ajungă acum aici. De cât timp ești aici, în casa asta? Că eu sunt de 2 zile lipsită. O zi și ceva, cam așa. Bun. Tatăl meu nu știe că acum eu sunt plecată de acasă, da? Așa. Și atent. Îmi dai un număr că îi spun eu că ești plecat. Nu, că i-am spus eu. Nu asta e ideea. Bine. Ideea e în felul următor. Tu te vei preface că ești prietenul meu. Adică iubitul tău? Nu, prietenul meu. A, bine. Bun. Cum adică, mă, iubit? Că-ți dau acum încă 2. Stai, bă, că blumeam, ce așa. Bun. Credeam și că fii atent. Ce? 3. Nu, 2. Gata. Nu. Țapă. Cred că ești de la nebun, mâncați din mare. Deci prietenul meu ești, da? Ești prietenul meu? Nu știu dacă vreau să mai fiu. Deci ești prietenul meu, da? Stai aici, nu mai plânge. Stai că-l sun pe tata. Tot eu plâng, îmi dai mare bucată la Costi și tot eu plâng. Stai acolo. Dacă rămâi acolo, ai înțeles? Mai bine rămâneam pe străzi, dormeam în gunoaie decât să vii să dau de o nebună ca tine. Păi poți să faci asta dacă vrei. Eu n-am vorbit. Nu, lasă că stau bine aici. Păi poți să pleci tu mai bine. Nu că rămâi, glumeam. Bun, stai acolo cu minte, că astea sunt pe tata. Oh, scuze, nu! Stai acolo, ți-am zis! Bun. Să nu scoți niciun sunet de la... Stai aici! Nu te mai screme acolo, că trebuie să-l sun pe tata!
Stai jos! Stai jos, te-am zis! Stai jos! Ce mă? Păi, vezi că eu am bâta. Dai cu pumnul, dar eu am bâta. Dar nu vreau să dau cu pumnul, am probleme. Deci ai și tu probleme ca mine, bun. Deci stai, nu mai scrie acolo, te rog frumos. Păi, dacă mă duc, are ce vrei? Fii bărbat. Păi, la loviturile astea crezi că voi merge să fiu bărbat? Da. Nu prea. O, ba da. Nu te mai scrie că trebuie să zon pe tata. Așa. Copiluț. Tata. Alo, bună, tata. Bună. Ce? Da, am ajuns acasă. Bun, hai că mă duc și eu să-i spun la Chestor că am terminat treaba și vin și eu. Ok. Vezi... Vrei să vin cu ceva mâncare? Ce foame e? Nu, e ok. Să aduni niște sushi? A, ba da, te rog, adu-mi, te rog frumos, adu-mi, dacă e sushi, adu-mi. A, bun, hai că... Vreau și eu, vreau joc, că mi-e foame. Adu doar o porție, te rog. Două, că vreau și eu. Ok? Mai vrei altceva? Joc ăștia fotbal, stomac de foame. Nu, e bun așa. Adu și... Hai, bă, că-mi cântă lăutari în stomac, mâncați, ești, nu mai pot leșin aici, de foame. Stai așa, că îmi ciripesc aici păsările. Te aștept aici. Vreau și eu, mi-e foame. Nu mai vreau. Vezi că tatăl meu încearcă acum din răzputeri să facă rost de bani, iar tu vrei sushi? Păi și tu de ce vrei? Eu n-am vrut, el mi-a propus. Deci dacă ți-a propus, nu refuzi, nu-i frumos să refuzi. N-au comentat că e tatii meu. Păi dacă e tactul și te roagă, de ce refuzi? Că nu-i frumos să refuzi. E tatii meu. Și a zis numai pentru mine. El nu știe că ești tu aici. Dubla 3, când mi-ai spus că e tactul, am înțeles, dar dacă te roagă, de ce refuzi? Păi m-a întrebat dacă vreau sushi și i-am zis că da, vreau sushi. Păi că... Păi și atunci vreau și eu. Păi nu, că el nu știe că tu ești aici. Păi și spune, că eu scump. Păi dar de ce să-i spun eu așa? Că învățăm pentru școală și... Ia, liniște, că cred că a venit. Stai cu minte, nu faci... Nu-mi pasă, faci ceva, gătește ceva, fă ceva să fiu în urmă. Aduce sushi și o gătesc. Sushi? Vrei să duc sushi? Acoperă-ți ochii aia, că după o să mă întrebe de ce ai ochii roșii și poate zice că ți-am băgat creionul în ochi. De contact. Am deschis mie ușa. E deschisă! Păi da. Uite, am ajuns la pagina. Vino încă, uite, că ajuns la pagina 7, da. 143. Hai, tata, hai, boi, leu. Opa, cine... Intră. El este... Sunt cel mai bun prieten al lui și e cea mai bună prietena mea. Da, el este... El este... pentru școală. Adică m-a pus profesoara hai, să... Hai că am cumpărat aici 3 porții. Da. Să știți că nu prea mi-este foame, adică nu vreau să vă deranjez. Să... Ah, da, dă-mi mie, tati, am nevoie eu, mi-e foame. Hai, stai că o las pe os. Lasă-l pe... Cum te-i mea? Georgica. Lasă-l pe Georgica. Georgica mă e, vezi, băiat făcut, n-are nevoie el de mâncare. Da, Georgica, 177... 3 ori 4, 25, nu știu. E alergic la sushi, nu-i da. Poftă bună. Da. De tanța ce știi, că n-am mai văzut-o. Tanța e la club cu un prieten de-al ei. Da, dar tu cum ești? Ai zis că este o fată cu care ești la muncă? N-am făcut cunoștință, cum vă numiți? E o colegă de-a mea. El este tati. Și cum îl cheamă? Tati. Păi, cum trebuie să trăiți, cum vă numiți? Tati! Trebuie să trăiți, domnul tati. Tata! Păi, eu mă cheamă Georgica. Așa. Încântat. Georgica Sol de Pește, cam așa mi se mă cheamă. Îl cheamă Peștache. Georgica Sol de Pește. Peștache. A, Peștache, da, Peștache. Nici el nu mai știe numele lui, ce ai? Nu, mai aveam prea multe. Georgica Peștache. Mă încurc în ele, da.
Da, e aparent sunt eu... Sunt pescar de când m-am născut. Nu, nu prea se vede că ești o formă de... ca și pescar. Păi nu, că acum sunt în timpul liber, așa mă îmbrac eu în timpul liber, dar... Da. Dar nu vedeți că pălăria încă mi-o păstrez, că na, am intrire de la tata, săracul, de la murit acum 25 de ani și mi-a lăsat o moștenire. Ah, pare rău să aud asta. Da, tata, cred că poți să lași mâna jos de acum, că ai făcut, ai făcut treabă cu el, tata alea. Da, și acum ești în ceva... Ce treabă, ce treabă să fac cu mâna? Pauză. Ai, ești în ceva pauză? Sau ai ceva treabă acum? Nu, eu am terminat. Am terminat de munca. Nu sunt pauză. Eu am terminat programul. Aaa, păi, să știi că prindea pe mei cam... Cam în câteva, cam într-o oră, jumătate de oră, cam așa, o să trebuiască să mergem până la Ministerul Sănătății ale Universității Mondiale. Că trebuie să ne învețe ceva domnul profesor Grigore Apostol. Da, da, da. El e pocăit de asta, Apostol. Apostol. Băi da, e pocăit, e pocăit. A, e profesor universal, nu? Universitar. 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 Universitar, da. Universitar. Grigore Apostol. A, Grigore Apostol Vladimir, nu? Da, da, ăla e, ăla e. Da, da, e bine. A, e. Nu, 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 nu e ăla, nu e ăla, ăla e tatăl. Nu? Nu, e ceva... Ale Texo. Da. Băi, există un om care îl cheamă Grigore Apostol. Da, da, deci... Hai, da, da, deci... Trebuie să învățăm toate astea. Eu am adus mâncarea și o să mănânc. Nu, mie nu mi-e foame, nu vreau să vă deranjez, stai, nu, nu vă deranjați. Mănânc eu, nu-i problemă porția lui. Stai acum, mănânc. Sunt trei porții. Da, trei, atunci, mă, nu, parcă aș mânca puțin, dar dacă se... Nu, 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 tati, mie mi-e foamea mai mare, mai, mai mult. Parcă aș mânca... Mâncați acolo, cum, cât, cum vreți voi, eu vă las. Eu mă duc prin oraș. Mai vrei, mai vrei ceva din oraș? Bacă aici. Uite, tati, am făcut... I-am dat și lui o bucată de sushi. Văd că Soineca nu-i place. Păi da, asta înseamnă că trebuie eu să mănânc. Nu? Păi cât timp vomit, vezi că... Ce arăs cu degetul? Păi arăs cu degetul spre mine. Păi, îți arăs și ție. Cred că nu mai mi-e foame. Da, ți-am zis, nu-i mai, nu mai are treabă. Vrei ceva din oraș? Cât timp Nu, adică nu, cred că sunt ok, adică nu. No. Cred că mi-ai adus destul sushi ăsta, o să-mi țină mult și bine. Aaa, făcână, thank you pentru mana. Nu vă mai deranjez. A, gata, pleci? A? Pleci sau ce faci? Păi, posibil să ies în oraș cu colega. Da, de curiozitate, tu cum am mai vorbit ceva? Da, i-am mai scris, dar nu mi-a mai scris înapoi. M-a lăsat în sine. Ți-ai încercat și să o suni? Mi-a părut că e indisponibil când o suni. Cred că și-a schimbat numărul. Sau așa, nu știu. Parcă l-aveam eu. Oh, ce? Ce să ai tu? Nu, minute pentru... Vino ca cu mine în cameră. Vino ca cu mine în cameră. Vino ca. Vino ca. Da. Da. Vino ca. Da. Dacă te mai prind că mai zici ceva de asta. Ce-ți da. Acolo? 07425. Da, da, da. Da, 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 mulțumesc. Ajutor. Ajutor. Unul fugi WC-ul. N-am avut WC-ul niciodată. Nu e WC-ul aici, nu. Păi și unde faci treaba? Afară, natură. Păi, să vă vadă toți vecinii. Avem chiar niște vecini foarte buni, am auzit că trag cu foarte mult cu glanțele. Trebuie să plec de aici. Da, el trebuie să plec și de aici, o să...
O să... Tu doară, bă, cu tine? Nu, no, da, nu, no, da, da, nu! Da, da, da. Nu, da, da, da. Stai puțin că trebuie să închidem ușa, stai puțin, da, ieși afară, ieși! Nu ca, da, nu afară de acolo! Bă, treci înapoi! Nu ca... Îmi permiteți doar cu ea, nu? Nu, tata, vezi că l-am pe făgână! Aaa, stai că am uitat. Nu sunt curios, nu sunt gelos, stai. Gata, închide ușa, poți să stau aici. Băi, deci fii atent, deci dacă eu cu cumva te mai puțin, că mai faci cum e de asta, nu mai trebuie să ai și nu mai nici dinți în gură. Bine să trăiți. Înțelegi, da? Da, da. Ai simțit băta de vreo 4 ori, da? Da, 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 da. Vezi că tura asta da mai tare. Înțelegi, da? Hai. Da, da. Cu minte, da? Stai cu minte, da? Da, aici stau. Aici stau, gata, aici stau. Bun, bravo. Luca. Da. Da, da? Da. De ce bei? Ca și... Poftim? De ce bei? Am băut un pic de apă. Ăla era rachiu toată ziua. Nu a fost arachiu, e apă. Nu știu, dacă realizez că dacă tu ca și polițist bei, ești un... N-ai voie, nu? Din câte știu. În timpul liber am voie. Stați-mă un pic că îmi scrie colega. Tata, nu vrei să te duci mai repede, te rog frumos să te vezi cu fata aia? Noi trebuie neapărat să ne grăbim, trebuie să mergem acum spre Universitatea Păcii Sănătății. Haide, 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 tata. Mergeți deja? Da, 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 mergem, da, 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 mergem. Du-te, 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 da, da, du-te, du-te. Poate întârzi, să nu lași, să nu lași, să stai. Da, să iei de rău frumos și un buchet de flori, da? Da, și o cutie de ciocolată, de aia ieftină, că e scumpă strică. Haide, haide, de ce îți pui masca, măi, tată? Că pe el mă doare mă seama, haide, mergem. Hai, du-te, du-te, hai, nu contează asta. Închideți ușa. Da, da, gata, închidem ușa. Nu faceți prostii. Nu facem, nu facem, gata, pa. Ba, da, nu. Nu facem, nu. Bun. Cineva, bravo, fii atent. Îmi ții casa, îmi ții patul curat, că până la urmă dorm eu. Și ți-o, mă, menajera ta? Păi, dar dacă ai zis că te vezi cu una, nu vreau să am acolo minuni din pat. Ei, faci tu curat, că tu vrei să dormi acolo, nu eu. Gata, că fac curat, fac curat. Bun. Îți pui, nu-mi pasă, pui prosoape, nu-mi pasă dacă e pe menstruație, îți pui prosoape, bine, bine, ce vrei tu. Bine. Ai înțeles? Bun. Bine. Dacă te prind, faci o prostie. Sau că îmi blochez ușa când trebuie să intru. Da, da, mă duc să fac curat, pa, pa. Păi nu, lasă-mi așa un număr de telefon, te rog frumos. Haide. 07 33 33 64 64 39 39. Mă duc să fac curat. Bine, pa. Am rezolvat-o și pe asta. Hai să încuiem noi ușa. Complicat. Complicat rău de tot cu ăștia. Bun, stai să vedem. Am scăpat de tata, sper că nu-i pe aici în zonă. Și stai să vedem dacă sunt pe aici, că au zis că se duc pe plajă. Ok, stai să sunăm. Alo, unde alo? Sunteți? Acum venim. Unde sunteți, adică? Eram pe plajă, pe plajă. Acum venim acolo. Unde mai ați lăsat? Ok, bine, haidem. Mă lăsați de la garaj, da? Da, 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 pa, pa. Hai, pa. Ia stai așa, să sunăm pe tata, să-l întreb, ceva, să-l întreb dacă a primit ceva. Dar nu cred că a primit nimica, dar că nu părea alarmat. Voiam să-l întreb ceva legat de Dico, dar dacă nu, înseamnă că e ok. Ăla-i tata? Ăla-i tata? Ăla-i tata? Vai, am uitat cheile! Tata! Ce faci aici? Păi am venit că colega a avut ceva treabă și da. Din păcate nu mai ieșim în oraș. Am înțeles, stai că... Stai așa, că eu trebuie să deschid ușa și să-mi iau a doua cheie. Uh-huh. Da, poți să intri. Eu trebuie să mă duc, o să fie în interior, cum îl chema. Eu trebuie să plec, trebuie să fac ceva. Pa, vezi că te-am încuiat aici. Vai, 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 vai.
Cu viteză, cu viteză, cu viteză, luați-mă, luați-mă de aici, luați, dă-ți, dă-i, 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 să nu mă vadă pe geam. Mamă. Da, pentru că n-a ajuns. Era tata, dar gen... A, tatăl tău? Nu, 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 cine? Nu, nu, dai cu spatele, nu dai cu spatele, să nu îndrăznești să dai cu spatele. Mergem acasă. Nu, cu fața, mergem acasă, mergem acasă. Aparent a venit și tata să la cosplay-ul de braț. Și el ce era? Palma sau mână? Era palma. Cred că mă întorc după Carmina, tu stai cu Zumi acolo la casă și după o să vin. Unde te întorci? La tati. De ce? De ce? Ce? Cum adică ai o treabă la tati? La tati tău, nu la tati meu. Păi ce treabă ai la tati meu? Păi nu știu. Am așa o treabă. Am înțeles că acum e în poliție sau în DICOT, ce era el. Nu, se joacă de-a poliția, dar nu are treabă. Păi și eu mă joc de-a mafiotul, dar n-am treabă. Dar ce treabă ai tu cu tata? Vreau să-l cunosc și eu. Aaaa! Cum îl cheamă? Îl cheamă tati... Tati... Forte. Forte? Punctul Forte, da? Da. Am înțeles. Dar nu acolo, nu e acolo. Era... Acolo nu este locația unde stă el, de fapt. Acolo este... Aia de braț. Și acolo nu stă el, e... Evenimentul. Am înțeles. Tata, dacă vrei să verifici, să mă schimb înapoi, nu las, păstrez hainele. Nu da. Mine, domnișoară, dar arăs ca o boschetară îmbrăcată așa. Uite că câștigăm. Iubire? Are iubire. Iubire? Așa îi zic eu ei, că na, Nico mi-a zis că pot să iau de gazică de nevastă ce vreau. Ea nu vrea încă, dar o să vrea la mine. Instant karma, exact. Mhm. Carmina, ai grijă și tu, te rog frumos, cu... Că na... Oricum, eu cu Carmina ne știm de mult timp și știi că glumesc uneori, da. Da, băi, a băut ceva de merge așa pe munți? Nu, dar e 6x6 și mă gândeam că... Păi și dacă e 6x6, dacă te prinde poliția, a? Mă prind și-o pe ea. Las că ne scapă tatito care face pe polițistul. Vezi, nu mă pune că... Vezi că nu mă pune că șeful mi-a zis că pot să fac ce vreau. Eu cred că ai băut și cred că crezi că asta ți-a zis, dar eu nu cred că te-a lăsat. Nu mai ții minte când ați legat-o la gură și a început să... și v-a certat pentru că de ce ați legat-o? Nu ne-a certat, el a zis să o legăm. Ba nu, el a zis că de ce ați legat-o. Păi el, bine, nu ne-a zis să o legăm la gură, ne-a zis doar să o legăm și să o ținem de scaun. Păi și tu ai ceva fetiș de ai pus-o la gură? Nu, n-am fetișuri. Vezi că nu eu am legat-o, eu nici n-am atins-o până acum. A, mă înțeles, dar nici nu trebuie să o atingi. Da, ce? Trebuie să știi tu? Da, că este cu mine în cameră. Poate vrei să nu mai stai nici în casă, nici în cameră, nici pe lumea asta. A, da? Vezi că Carmina este fica lui Nico, deci nu cred că vrei tu să fii... Și Nico este cel mai bun prieten al meu. E șeful tău, de când, din cât te pot observa. Da, e și șeful, dar e și cel mai bun prieten. Poate vrei să sun acum. Ia sună-l, hai. Sună-l, ia deranjează-l din Budapesta, să vedem ce zice. A, nu vreau să-l deranjez. Na, vezi? Nu deranjez că vine acasă. Și vorbim atunci, că vine acasă. Vezi că tu ești aia care ai dat din casă și ai fost de partea lui Zumi. Tu ai fost legată de scaun, nu eu. Păi și dacă am ținut cu Zumi... A fost bine că am ținut cu Zumi, că Zumi nu făcă nimic. Ba, mi-ar fi plăcut să tai și eu niște degete. Da, și mie mi-ar fi plăcut. Da, bine. Din păcate, i-a luat doar Luca niște șuvițe de păr din cap. Niște șuvițe? Nu vezi că sunt toate stunse scurt? A, e. Da, ai câștigat evenimentul de la Barbie. Da, l-am câștigat. E foarte bine. Ce să câștige, mă, frate, că l-am câștigat.
De ce ai fost cu acolo? Nu câștigă nimic. Păi eram cu ea lui. Carmina, eu îți propus să-i dai mare pumn în gură acum. Aia zic, mai, mai, da, mai, mie, ei, lui. Doi, 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 ba, nu ei! Aaaa! Aoleu, gata. Vezi că dacă te pui cu două femei, nu mai ai ce mai da. Cu trei. Bă, a sunat bine, dar n-a sunat bine. Ce faci, mă? La ia vino să vorbim. Nu, man. Vino, mă, să vorbim. Nu. Zomei, stai în cameră, hai încoa. Mhm. Hai, te-mi birou, la șeful tău, adică la mine. Care șeful, mă? Alo? Stai că deja m-am urcat pe masă. 4 secunde, stai jos după scaun, că-i scaun. Ce să mă dau eu jos, băi? Pițigoi. Vezi că ești nesimțită, dacă mai faci de-astea, te dau afară din casă. Te în sângele meu. Mamă, nu mă enerva, că sunt pânico. Da, sună. Așa. Nu stau pe scaunul ăsta. Bă, tu n-au să te duci de aici. De-acolo. Dacă mai iei o dată în brațe, te dau de toți pereții. Ce bună glumă. Hai, în palea, băi, acasă. Bine, hai, zi ce ai vrut să vorbim. Cu tot ce se întâmplă, naiba. Nu mai înțeleg nimica. Nicu a plecat de acasă, s-a dus care treabă. Domnișoara asta cicare, nu știu ce întâlniri, nu știu unde, cu nu știu cine. Ce să mai înțeleg? Și ce vrei să înțelegi? Păi, până acum trebuia să dispară și acum suntem prieteni și toate astea. Pentru că ea nu vrei și cu nimica. Nu știu ce să zic. Eu zic că ar trebui să facem ceva în legătură cu asta. Deci ar trebui să... Da, trebuie să... Trebuie să... Poftim. Trebuie să... Plecăm de aici. Trebuie să vorbim cu Nico. Știi ce m-am gândit să vorbesc cu Nico? Că m-am gândit să facem ceva cu domnișoara asta. Nu. Nu să faci nimic, ca domnișoara să vină cu noi. Dar ce? Deja sunteți cele mai bune prietene sau cum? Ați dormit și voi odată ca fetele în pat împreună și gata, sunteți cele mai bune prietene. Dar nu vreau să o las singură. Uite așa, că nu vreau eu. Nu vrei tu? Da, nu vreau eu. Păi atunci poate dispari și tu cu ea. Da, ia auzi, ce bună gluma. Să nu ne amintim în trecut. Da, să eu nu mai dorm la piața, vă jur. Da, deci dacă e de acord, eu zic să... În afară de asta. Da, nu o să plecăm toți, dacă mă înțelegi. Bine, ai grijă, dacă mai faci de-astea, te bag la meci. Da, sigur. Bine, hai, noapte bună. Hai, noapte, că bună ești tu. Tu ești... Zumi! Da? Unde ești? Să aici am. Ah, nu te-am văzut. Hai să ne puneți să dormim. Așa de vreme? Da. Zic eu. Ți-e somn? Da. Nu înțeles. Poți să dormi tu pe canapea, eu mă duc puțin până în baie, ok? Scuze, pe canapea, o să dorm eu pe canapea, tu dormi în pat, mă duc puțin până în baie, ok? Ok. E un etaj? Doar un etaj? Dacă e să sărim de aici, murim? Sau nu murim? Nu putem muri, că putem sări pe aia, nu? Să ia prea la distanță. Ai zis că o să ce? Nu pot să sar. Nu pot să sar acum. Când adorme să fug? Bă, noi avem bâta aia. Deci... dormim pe canapea. Și dacă, spre exemplu...
E să se întâmple ceva la noapte, știm ce să facem, ok? Și o să stăm puțin mai... Auzi, Umi, vezi că eu mă duc la baie. Du-te, du-te, du-te la baie. Auzi? Da, Carmina? Ce ai vorbit cu Nico? Eu? Păi, am spus de... ce vreau să fac. Și până la urmă, plecăm sau nu plecăm? A zis că dacă vreau neapărat, că o să mai gândește și îmi spune, dar nu ar vrea, că dacă mă înțelegi, o cam simpatizează într-un fel mai nou. Și nu prea cred că o să se întâmple asta, dar a zis că se întoarce, că vine cu mulți bani și că o să ne putem muta din oraș și că nu o să mai avem probleme. Pe cine îi simpatizează? Stai puțin, stai puțin. Pe mine să mă simpatizeze? Ai grijă și tu. Dacă e ceva, dai alarmă. Da, da. Noapte bună. A zis că să simpatizeze. Dar gen că mă simpatizează pe mine sau pe cine simpatizează? Și că nu poate. Dacă e ceva, să fug direct. Păi, păi din câte am văzut, erau doi. Carmina nu știu ce e. Pe mine să mă simpatizeze. Nico. Că i-am zis eu oare atunci că îl iubesc și că îmi place de el? Mamă, vă dați seama efectiv să mă placă Nico, că i-am zis eu atunci la Caterin că... A, iubirea mea, drăguța mea, că îmi place de tine, nu știu ce. Doamne, păzește-mă. Dar oricum, rămânem vigilenți și dacă se întâmplă ceva, scoatem băta, fi dăm! Dăm exact cum am făcut și cu celălalt, la pescarul. Nu știu ce să facem, dar sper să nu se întâmple nimica momentan. Dacă e ceva, fugim și ne cuiem în baia și sărim geamul, dacă e ceva. Ding dong! Ding dong! Ia deja! Ding dong! Mamă, știai că noi avem puf de lebădă în pat? Ding dong! Doamne, ce m-am speriat! Vezi că dărâm ușa! Dă-i aici! Ține aici! Ține-mă de aici! Ține-o, oleu!